Copil așa, nevinovat, blând în speță, prea cu minte. Uite ce scrie pe ecran. Mihai, unde Șopă, e băiatul timid și inocent de altă dată? Păi unde? Nu mai e. Deci să înțelegeți. Nu, s-a făcut bărbat. S-a terminat. Nu mai e copil. Păi da, nu-mi convenea imaginea aia de... E cumva, știi, mă lăudam că sunt olimpic, că nu știu ce, nu funcționează și obizul așa. Adică da, cât de frumoasă ești, merge așa. Tornero, cu Eurovision, dar după aia vrei să scoți album, hip-hop, nu știu ce, nu funcționează. Trebuie să vii puțin mai obraznic și atunci. Într-adevăr, titlul vostru e perfect, cu șocuri, electroșocuri. Păi bun, noi am văzut șocurile, electroșocurile, dar n-am văzut... Dar le-ați comentat cu toții. Deci, până la urmă, punct ok, punct lovit. Eu am corect, văzut... dar nu am văzut ce urmează, adică n-am văzut... Păi n-ați văzut albumul care piesele, urmează, muzică. Se lucrează, mai e puțin, un album nou scot. De fapt, totul a plecat de la un album nou și apoi am avut eu curaj și o nebunie și o... cumva am gafat înainte și după aia am dat-o că trebuie să fac schimbările, știi? Pentru că tu ai dat prima poza în chiloți, știi că a venit Andreea Bănică pe canapea și o punea râsă aici, face, ai să vede, nu știu ce. Nu știu dacă ți reții, că nu reții. Ba da, știu. Deci tu ai noi am dat prima poza în chiloți cu tine? Exact, după aia în vară au apărut o serie de altele, că eu am prins curaj și zic, hai să mai fac vreo 10. Deci noi suntem, da? Am fost, cum să zic, noi am lansat moda... Așa, moda chiloților lui Trăistariu. Moda chiloților lui Trăistariu. Bun. Da, voi ați dat poza asta și s-a comentat. Mai și care... invitat în perioada aia și m-am explicat. Nu știu ce am zis, ce am bolmojit atunci. Da, că e pe bază de chiloțărea în industria muzicală românească. Așa, și am vrut să fac o parodie. Dar ulterior zic, mă, scot album nou, trebuie să fac o mișcare, ceva care să mă duc într-o extremă, în altă extremă decât am fost până acum. Să-i șochez un pic, da, pe oameni, să fiu puțin controversat. Sincer să fiu, am așa o revoltă că românii nu sunt prea pregătiți pentru un... Nu numai pentru un astfel de Trăistariu, pentru un artist așa controversat și țăcănit, știi? Afară, America e plină de Lady Gaga cu carne pe cap, își pune aia OZN-uri pe creier. Deci, deci tu crezi că lumea nu-i pregătită să... Nu, aș fi vrut cinstit, îți spun, să fiu un artist altfel, da? O să vorbim și de poza cu Iisus. Vrea să fiu altceva, să zic că toți, mamă, stai chiar nebun, frate, uite ce a făcut, uite ce a... Bine, o să urmezi o ședință foto, îți spun acum, astăzi, o să-ți dezvălui. Sexy, puțin spus. Merge puțin spre porno. Peste o săptămână fac o ședință foto. Adică am renunțat la selfie de vreo lună jumate, nu mai stai, vreau să merg. Asta nu mi-am imaginat niciodată. Bun. Mi-am imaginat că la un moment dat trebuie să ieși din cumințenia asta, din clișeul ăsta, Mihai Trăistariu, cel mai cuminte băiat din industria muzicală. Dar Trăistariu porno nu mi-am imaginat vreodată. Păi stai, că n-ai văzut încă pozele. După ce să le vezi, o să... E singur sau cu... Nu, sunt eu cu 4 fete. Cu 4 fete? Da. Mă, asta mi-aduce aminte de Fiz, adică... Sigur... Bine, nu, el a jucat în filme porno, nu-i cazul. Că n-o să Fiz a jucat, da? Da, a jucat. Și a făcut și alungiri de alea. Am înțeles. Bun. Bun, deci asta e următorul pas. Exact. Uite ce scrie pe ecran. Selfie-urile în chilos sunt nimic pe lângă ce pregătești. Da, exact. Da, o ședință foto ușor spre XXX. Ușor, nu, n-ajung acolo, că nu-mi dau chiloții jos, da? Să nu vă așteptați dacă am niciodată. Dar nu am ajuns așa, nu. Nu, că le-am și scos, știi, că am avut o jenă. Că totuși sunt băiat crescut bine. Și după 10 zile eu mi-am scos pozele. Bine, ele au fost atât de ele comentate că sunt pe tot netul. Salvate, deci, nu mai poți calculatoarele din toate istoricul redacțiile rămâne, din România. Știu. Păi, dar mă duc în emisiuni și zic, mamă, nu mai au de unde să ia, că Facebook-ul e curat la mine. Da. Care, că le-au găsit, le-au salvat, cred că le-au câte 10 în computer. În fine, a fost un episod și până la urmă nu-l regret. Dar și n-am remușcat. Nu mai fac selfie-uri în chiloți, gata. Da, selfie-uri deloc nu mai fac, pentru că nici nu eram activ. Le făceam pentru presă. La mine în Facebook e toată presa și băgam freza stânga, articol a doua zi. Trăistariu s-a frezat. Sau cu dinții, cu sânge, ce mai aveam eu idei. Am făcut un pic tam-tam, într-adevăr, pentru că cariera unui artist cu curcușuri, cu coborâșuri și zic, bă, până scot albumul, ce naiba fac, că durează. Și zic, hai să-i mai bulversez, bă, ăștia că și așa am intrat așa într-un cont de umbră, știi, sunt dar perioade. Dar tu știai că vei fi criticat, păi, dar nu-mi imaginam, judecat, când apare în chiloz, păi Trăistariu, târnosit, tăvălit. Exact. Mi-am imaginat, mi-am asumat, m-am așteptat, nu m-am uitat, nu m-am uitat. Să știi, primeam comentarii pe Facebook și imagineam ce a fost în emisiune dar X. Dar cu minte nu te mai faci, neam. Bă, dar nu mai am cum. Păi după ce aportă, ce ne poate să mai zic că mai sunt cu minte? Băi, mai sunt cu minte? Oameni buni, nu mai sunt. Ăla mă, care ți-a apărut, ce-i mă, care mă cu minte, o să zic ăștia? Ăla care a apărut așa? Acum, îmi fac știi cum e? În 2 săptămâni. Tot ceea ce ai arătat tu, eu nu sunt convins că tu ești băiatul rău. Mă, în suflet rămâi la fel, da. Mi se pare că e ușor necredibil pentru că Facebook-ul e una. Pe Facebook poți să fii cine vrei tu să fii. Cine-ți dorești tu să, nu știu, să le transmiți oamenilor că ești. Dar viața adevărată nu e pe Facebook.
Nu e, dar să știi că eu în viața reală nu eram o cumințenie. Că mai înjur și eu, mai duc și eu cu prieteni la un bowling. Da? Păi da, nu mă enervez și eu, n-am și eu dragi. Duci la bowling înseamnă că ești băiat rău? Păi da, mai scot o perlă, mai zic o pornografie pe gură, ca orice om acasă la el. Așa. Nu sunt papagalul ăla tocilar, cum s-a propagat de ani de zile, că asta e ideea principală. Lumea m-a luat... De ție nu-ți plăcea că lumea te vedea papagal? Nu că nu-mi plăcea, că singur m-am lăudat. Știi? Mă întrebau, dar tu, păi da, eu am fost olimpic la mate, 6 olimpiade, dar nu e... Prost. Nu funcționează. Ce crezi că cere belgi cu WhatsApp, au făcut olimpici, au fost nu știu ce la olimpiade? Nu. Și ăștia sunt în vogă, nu? Și Connector, ia întreabă-l. Cât e, nu, nu-l întreb cât e, 5 ori 5, da, da, uite, Connector citește din Cleopa, din Dan Puric. Și Alex Velea, am citit că o lua bacul cu nu știu ce medie. Deci da. A învățat și el bine. Și a terminat, mi se pare, facultatea cu 10. Da, deci sunt conștincioși. E o industrie muzicală de premianți. Dar în mintea mea a fost că s-au schimbat vremurile, trendurile, saltele, stilurile muzicale se schimbă. Eu vin oricum cu un album nou, Change, și de aici a plecat cu schimbările. Da. Asta... Am făcut o grămadă și implant, acum săptămână m-am implantat din nou. Am citit o declarație de-a ta în care ai spus că ai visat într-o noapte, mama ta ți-a apărut în vis. Vezi, atâta vreme când mama ta mai apare în vis, înseamnă că ești un băiat cu minte încă. Păi ce, nu mi-ar fi apărut dacă eram obraznic? Nu, la băieții răi, nu, băieții răi nu-și visează mame niciodată. Eu cred că visează, dar n-au curaj să povestească ceva. Și apare în vis mama, sau nu povestesc, da. Apare în vis mama și spune: Mihai, trebuie să schimbi ceva și trebuie să faci un album care se numească Change. Change. Mama ta vorbea engleză? Că nu vorbea engleză, maică mea, nu. Vorbea franceză, rusă, adică a făcut la școală. Și ți-a dictat în engleză? Mi-a dictat în engleză, eu m-am trezit după vis la un minut și am notat pe foaie Change, că eram sigur că uit. Și dimineața am găsit biletul, așa mi-am dat eu seama, bă, trebuie să fac ceva, că uitam, sigur, visele se uită. Și am găsit dimineața mai... hârtia Change, zic, băi, hai să fac albumul Change, că nu poate fi un semn. Nu cred eu mai, adică nu se fac tia după paranormale. Dar nu ți-a mai apărut așa după aceea, mama ta? Nu mi-a mai apărut. Să contrazică. Spună, Mihăiță, ce-i cu pozele astea? Ce-i, aceea ar mai fi fost culmea. Mamă, eu am zis 5, dar nu așa. 5, dar nu așa, da.